bărbat și-a înjunghiat cu un cuțit prietenul de pahar după o ceartă petrecută în fața barului în care băuseră. Incidentul s-a produs seara trecută în Drobeta, Turnu Severin. Cei doi bărbați de 52 de ani, victima respectiv 54, făptașul ar fi băut împreună după care s-au luat la ceartă. Agresorul a scos un cuțit pe care l-a înfipt în pieptul victimei. Bărbatul a ajuns la spital cu o plagă de circa 8 cm. Și ce ați văzut? I-au au bătut? Ce-au făcut? Nimic! N-am văzut. Doar scoase cuțitul și dă-te, că om. Erau acolo ei. Erau acolo. Bă, tu are pe sabit. E cum să văd. Unde mă? 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 Era conștient? Era. Da. Victimă, da. Și? De la ce a pornit? Multe. Pe piept m-a înjunghiat. Da. De la ce a pornit? Băutură? Da. S-au certat? Da. Se cunoșteau de mult sau? Da. De aici, vecini în cartier? Da. Pacientul era inițial într-o stare stabilă, a refuzat să luăm cu targa, a venit pe propriile picioare pe la mașină. Era înjunghiat în regiunea toracică anterioară stângă. A avut un conflict, e cunoscut și el și atacatorul, a avut un conflict pe termen de alcool, pe altceva, și a fost lovit cu cuțitul, o plagă cam de 8-9 cm. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru cercetări. De altfel, suspectul se află în custodia poliției. La locul evenimentului a fost solicitat și un echipaj al jandarmeriei. Poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin a fost sesizată cu privire la faptul că în cartierul Schiela a existat un conflict spontan între mai multe persoane. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care în urma verificărilor efectuate a stabilit că pe fondul consumului de băuturi alcoolice și a unor discuții în contradictoriu a existat o altercație în urma căreia o persoană, un bărbat de 52 de ani, a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Suspectul se află în custodia poliției. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe. Verificările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să fie propusă soluție legală. Victima a refuzat pentru moment să depună plângere împotriva agresorului.